Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 20 aprilie 2024, destul de răcoare, și am zis să vin la coloniile astea mici care sunt în curs de dezvoltare, să le dau ceva mâncare. Să vedem ce găsim, nu i-am mai verificat de, cred că pe ăștia au de vreo 10 zile. Se pare că o să vină iară, adică o să vină iară un pic de frig. Tot frig. Hai să vedem ce și cum. Ăștia încă nu le-am pus apă. O să pun în curând. Poate chiar azi, dar să văd ce e aici. Că le-am dat eu aici niște rame cu mâncare și acum din nou le voi da dacă situația o cere. Văd dacă ei au crescut un pic între timp. Așa, să vedem dacă se vede bine în cameră. El se dusese, era în două rame și am mai pus eu două rame. Cred că se vede bine. Înainte de a ridica ramele, să spunem un lucru. Accesați link-urile din descrierea acestui film și a altor filme pentru a vizita sponsorii canalului. Ia să vedem. Aici am o diafragmă. Mă încurcă astea, să le dau la o parte. Să le dăm la o parte. A, e bine. E bine, bine. Așa, să nu mă mai deranjeze. Acum o să fie un pic mai greu de scos această diafragmă. Și o să-i adaug o ramă cu mâncare. Haide, mă, diafragmă, afară. Da, e bine, bine, n-am luat fum cu mine. O să le deranjez un pic. Bun, deci de diafragmă nu mai am nevoie. Și piticul s-a umflat. Dar cât s-a umflat? Să văd câtă mâncare are. Asta e rama cu mâncare. Mâncare este, matca a venit și a depus ouă aici. Și aici, deci este miere. Și chiar e curios, e miere proaspătă. Bun, eu venisem pregătit să le dau o ramă cu mâncare, dar se pare că stă foarte bine la acest capitol. Are miere. Trebuie să aduc o ramă mai goală. Totuși mă așteptam să consume mai mult, având în vedere frigul. Nu deranjez cuibul, este răcoare pentru a deranja cuibul. Așa. Doar am verificat mâncarea.
Deci un pitic destul de măricel. Poate data viitoare deja o să-l mut în altă ladă. Bine, îl acopăr. Arată foarte bine. Să văd și vecinul lui cum arată. Și vecinul lui și să văd dacă are și el mâncare suficientă. Așa, el este în patru rame. Este mai micuț. Mergem mai aproape de el. Așa. Ia să văd ce rame are aici. Gol. Dacă albina a reușit, trece după diafragmă să-și ia mâncare. Iată. Deci este o ramă cu mâncare lichidă. Asta se poate scoate până lucrezi la el. Și să văd, aici probabil are pui. Are puișori. Să văd cât albină e pe diafragma asta. Pare în regulă. S-a extins bine cuibul pe toată rama. Și acum tot ce fac este că să-l ajut eu pe el într-un fel. Această ramă care era după diafragmă o să-i introduc aici. Îl ajut să-i aduc mâncarea mai aproape. Aici trebuie un pic avut grijă la albina care stă între faguri, fiindcă dacă ai adus o ramă, nu se potrivește ea cu ce era înainte, să zic așa. Atunci mai strivești din albina. Așa. Iar după diafragmă, în mod normal, trebuie să-i pun o ramă cu mâncare. Am adus rama cu mâncare, așa arată. O descăpăcesc. Și o introduc aici. Data viitoare sperăm că o să fie cald. Deci tot ce rămâne de făcut este să îi aduc sirop. Nu e sirop, e apă. Bun. Îl acopăr și mă duc la vecinul lui.
Cam asta fac eu azi la ăștia mici. Le asigur o ramă cu mâncare pentru o perioadă mai rece, să zicem așa. Deci asta e toată lucrarea. Cam atât. Până data viitoare, numai bine!